există niciun proiect. Deocamdată există un studiu de prefezabilitate, care, așa cum cunoaștem, indică doar direcția, da? Fără a veni, așa cum am spus, cu aceste puncte de frângere foarte importante. Și v-am dat și exemplul Ardealului de Nord, de restul țării, pe acest pod năcăjit, care are vreo 60-70 de ani, da? Pe care încercăm să ne chinuim. Și ne chinuim de 23 de ani de zile să traversăm Mureșul. Totuși, un râu important și, sigur, un punct de frângere pe ceea ce înseamnă transportul foarte important. Nu reușim să facem. Pe de altă parte, am văzut povestea aceea frumoasă pe unde trece autostrada, inclusiv acel desen pe care n-am prea putut să făcut de mână. Era și scris acolo, deci nu e nimic, hai să spunem, pe ceea ce înseamnă un proiect viabil. Știu că, într-adevăr, această autostradă în timp va apărea, dar nu vin să arunc lucruri de-astea care să deranjeze pe moment, când eu n-am decât un studiu de prefezabilitate, în care îmi și indică pe unde pleacă.